Soția mea Magdalena a luat o razna. Aceasta a băut dintr-un pahar cu apă cu substanțe necunoscute în el, iar acum este controlată de către un bărbat malefic. Rămâi până la final ca să vezi ce lucruri oribile a putut să facă. Bună dimineața, băieți și fete, abia ce m-am trezit și zice să fiu cu voi, nici nu vă pot exprima cât de nervos sunt în momentul de față. Astăzi mi-am luat liber de la muncă pentru că voiam să fie o zi specială, o să vă zic imediat de ce, și tare am impresia încă de la prima oră că o să fie o zi oribilă. Ei bine, fraților, astăzi mi-am luat liber de la muncă pentru că voiam să merg, să zicem așa, diseară cu Magdalena la un restaurant, să mergem și noi să avem o întâlnire, că de mult am mai avut o întâlnire și suntem doi îndrăgostiți, să spunem așa. Ei bine, fraților, și acum de dimineață trebuia să ne aranjăm hainele, logic, nu? Să le spălăm, să le călcăm pentru că o să mergem la restaurant. Uitați-vă la chestia asta, apăs pe mașina de spălat, nu se întâmplă nimic. S-a stricat mașina de spălat fix astăzi, bă, fraților. Fix astăzi. Deci fix astăzi când deja ne-am făcut toate planurile. Deci nu mă duc la muncă, da? Copiii sunt la școală în momentul de față și după o să se ducă la bunici și după cum puteți vedea, nu funcționează mașina de spălat. Deci ideea era că eu când apăsam pe ea, trebuia să apară ceva meniu unde să pun rufele și după să dau start. Dar eu apăs și nu se întâmplă absolut nimic, bă, frate. Adică dormeam atât de bine și m-a trezit Magdalena și mi-a zis să văd ce are mașina de spălat. Bă, și eu sunt aici și nu știu ce să fac, man. Adică, în rest, celelalte lucruri merg. Gen, merge lumina, merg televizoarele, merg laptopurile, merge curentul. Dar nu merge mașina de spălat și nu înțeleg ce are, frate. Adică, eu tot apăs pe aia, mă uit aici în spate. Doamne, iartă-mă. Ce ne facem, mă, man? Doamne, fraților. În fine, stați că mă duc să vorbesc cu Magdalena, nu știu, poate să chemăm un electrician sau ceva de genul să ne ajute. Că eu chiar nu știu ce să fac, vedeți că restul lucrurilor funcționează. Uite, și lampa, totul funcționează, absolut tot. Și televizoarele și electronicele, tot funcționează. Mai puțin mașina aia de spălat. Magdalena, scumpă, să știi că n-am rezolvat absolut nimic. Dacă te întreb chestia asta, nu funcționează deloc mașina aia de spălat și, sincer, nu știu ce să fac. Eu zic că ar fi foarte bine să chemăm un electrician sau ceva de genul. Cred că asta ar fi singura variantă. Iubire, știu, dar am eu o idee. Păi, nu asta e ideea, să chemăm un electrician, un instalator, ceva să ne ajute. Ai tu altă idee? Cumpărăm alta, Marius. Haide, mă, Magdalena, nu e cam... Am găsit deja. Păi și cât costă? Unde ai căutat? Stai puțin, că abia n-am trezit. $100? Doar $100? O mașină de spălat doar $100, adică nici măcar 5 milioane? Unde ai găsit-o? Am găsit pe Facebook Marketplace. Ia arată-mi și mie, arată-mi și mie anunțul, te rog. Păi și uite, stați că eu am zis să chemăm un instalator sau ceva de genul, dar dacă e atât de ieftină, o luăm direct una nouă. Imediat. O vinde un domn în partea cealaltă a orașului. Ia stai să vedem, băi și fete. Bă, cred că dacă aș chema pe cineva, băi și fete, să o repare, mi-ar lua vreo $50-60. Și fie vorba între noi, nu este mașina noastră de spălat, e a vechiului proprietar, deci nici măcar nu știm dacă e nouă, nici măcar nu știm gen cum funcționează chestia asta, știi, dacă o să se strice sau nu. Așa că dacă am putea la $100 să luăm una nouă, ar fi perfect, asta e. Vând mașina de spălat în stare excelentă la prețul incredibil de doar $100. Bă, nu știu, suna un schem. Perfect funcțională, ideală pentru spălarea hainelor în mod eficient. Hai pe bune, oare ce faci cu mașina de spălat? Marcă de încredere cu performanțe excelente. Bă, fraților, dacă e oricum o să o testez, o să văd dacă mi-apare meniu, dacă mi-apare tot, dacă funcționează și să nu fie ca asta. Oferă un plus de comoditate și eficiență în gospodărie. Disponibilă pentru livrare în orașul Blocky City sau pentru ridicare personală. Mamă, dacă am ridicat o persoană, cred că ar fi și mai ieftin nici nebun, că n-ar mai plăti livrare. Nu ratați ocazia de a obține acest aparat de us cazin la un preț avantajos. Contactați-mă pentru mai multe detalii și pentru a stabili o întâlnire. Mulțumesc! Magdalena, zice să fiu cu tine, scumpo. Nu știu ce să zic, dacă este adevărat sau nu, dar merită să încercăm. Eu zic să-l contactez pe domnul ăla și să-i zici, nu știu, să ne vedem. Marius, am nevoie de mașină cât mai repede posibil. Păi știu, dar acum depinde cât de rapid poate domnul. Nu știu, spune-i să ne vedem mâine sau poi mâine. Dar nu, că am avea nevoie astăzi. Haide acum, de ce? Păi da, stai. Tu ai vorbit cu el pe Facebook? Știi unde stă? Știi adresa? Nu mâine. Nu mi-e, dar normal, a, da? Păi hai să mergem, e în cealaltă parte a orașului. Păi hai să mergem acum, da, hai să mergem. Hai să mergem la mașină. Bă, băi și fete, cred că dacă mergem și o luăm cu ridicare personală, dacă am face chestia asta, ar putea să nu lase la $80 sau ceva de genul, vă dați seama. Ar fi fix cât m-ar costa să o repar pe cealaltă, știi ce zic? Dar nu înțeleg de ce nu merge, fraților. Acum câteva zile când am băgat rufele la spălat, a funcționat. Acum
Nu știu de ce nu funcționează. Auzi, Magdalena, dar stai puțin, în care parte cealaltă a orașului? Aia acolo de lângă Marius, nu te mai gândi să o repar pe cealaltă? Nu, lasă colompa asta, dar prima dată o testăm. Vreau să văd dacă funcționează. În partea aia cu părinții mei sau în partea aia cu secția de poliție? Pe unde trebuie să o luăm? Că știi că sunt două părți acolo în față și după părinții mei, gen, acolo e... da, m-am zis cu părinții tăi, ok, bun. Deci trebuie să mergem în partea aia cu părinții mei. Bă, zice să fiu cu voi, fraților, mi se pare cam prea frumos să fie adevărat. Adică o mașină de spălat în general, mai ales că zice că e de marcă excelentă, în stare excelentă, nu știu ce, ar costa vreo 300 și ceva de dolari. Adică, da, dacă este că e normal că costă mai puțin, dar nu 100 de dolari, bro. După cum am zis, costă 60-80 să o repar pe asta, păi și dau 100 pe una nouă. Dacă e cazul, dacă e ocazia asta, eu zic că aș fi prost să dau cu piciorul. În fine, zice, sunt fericită că s-a stricat mașina asta de spălat. Chiar voiam una nouă. Bă, Magdalena, Doamne iartă-mă, noi acum de asta ne arde, de mașini noi de spălat. Doamne iartă-mă. Ok, deci trebuie să trecem de casa părinților mei, băi, și vedeți, să mergem tot în față. Și cum îi zice, știi cumva care e casa, care e adresa, gen, să-mi zici unde să mă opresc? Mergem acolo, da, Marius, ok, bun. Bun, hai să vedem, care e treaba. O luăm pe aici, băi, și vedem, mamă, n-am mai fost niciodată în partea asta orașului. Opa, se pare că trecem printr-un tunel de ăsta. Ok. Hai să avem grijă. Așa, hopa. Bun. Ce ciudat e pe aici, da. Bun, hai că am venit. Ia uite și lume nouă pe aici, nebun. Ce zici, bă, frățioru, Geralt? Bun, pe unde să iau? Magdalena, pe unde să iau de aici? Că nu mai știu. Că nu știam. Mamă, Marius. Nici tu nu știi. Băi, asta e. Ia uite că acolo în față e un om. O fi că ăsta e. Cred că acolo, da, ok, ia stai, hai să parcăm, uite, hai aici să nu blocăm traficul. Ia stai să vedem, domnul, iartă-mă, să nu fie altcineva. Bună ziua, domnule Irinel, îmi cer scuze, dumneavoastră cumva aveți o mașină de spălat de vânzare pe... Ah, ok, mamă, ce noroc, nu că noi am venit aici cu soția mea și abar n-aveam, da, unde să mergem, am avut noroc. Bun, vă rog să ne arătați, mașina de spălat, care e treaba, asta e? Ok, bun. Și din câte am înțeles de la dumneavoastră, cum îi zice, este într-o stare excelentă, nu știu ce, și e doar 100 de dolari? Doar 100 de dolari? Bă, asta e suspect, fraților, fie vorba. Da, 100 de dolari. Ia să vedem, funcționează? Ia vedeți, băi, și vedeți că funcționează! Asta trebuia să-mi arate și mie la mașina asta de spălat. Deci vedeți aici, selectez, uite, pun aici hainele și după dau start. Adică funcționează. Păi și am o întrebare, văd că e funcționat, adică văd că e ca și nouă. De ce o vindeți mai exact? E un preț foarte mult, da, pe bune. De ce o vindeți mai exact? Nu mai am nevoie de ea. Păi, omul e. Păi și auziți, dacă tot... cum îi spune, dacă tot am venit până aici cu ridicare personală, nu sunteți dispus să negociați, nu știu, să o lăsați la 80 sau ceva de genul? 80 de dolari, știi ce zic? Adică de la 100 am venit până aici, nu pot mai jos de 85. Bă, băie și fete, eu zic că 85 de dolari este un preț corect, da. Atâta face, 85 de dolari. Să-mi ziceți cum vreți plata, dacă o vreți cash, oricum, cred că va trebui să venim cu ceva să luăm chestia asta. Sau prin transfer bancar, cum vreți. Transfer bancar, bun. Așa, băi și fete, dar nu vă grăbiți. Nu ne grăbim, luați un loc. Ok, mulțumim, hai că o să luăm un loc. Ia uite, văd că băiatul avea aici, mamă, dar ce casă frumoasă are băiatul ăsta. Ia uite-ți, Valel, dacă e că e doctor sau ceva de genul. Ceva de băut? Ah, nu, mulțumesc, eu chiar, nu, ce-i asta? Chiar nu vrea. Da, mi-este sete. Uite, soției mele, dacă puteți să-i dați o sticlă de apă sau ceva de genul să bea ea. În rest, eu chiar n-am nimic. Bă, și vedeți că am rezolvat, ești nebun? Ia aveți Magdalena că am rezolvat. Dumneavoastră, nu, eu chiar, nu, chiar nu mi-e sete. Adică eu, cred că m-am trezit acum, nu știu, jumătate de oră sau ceva de genul, chiar nu mi-e sete. Adică m-am mai trezit și acum vreo și ceva, atunci am băut apă și m-am dus la baie, dar acum m-am trezit că eram foarte panicat că eu și soția trebuie să mergem undeva diseară. Foarte bună apa, chiar mi-era sete. Scumpă, ia apă, ce poate să fie mai mult. Dacă vreți pot să vin să vă ajut să montați mașina de spălat. Nu, că nu e atât de complicat. Plus că bănesc că aveți și dumneavoastră altă treabă. Pot veni noaptea. Poftim? Să nu vă deranjez. Cum adică să veniți noaptea să nu ne deranjați?
Nu, stați liniște, adică o să venim noi cu cineva. Chiar că le iau pe tata, luăm mașina de spălat și o punem noi. Nu trebuie să veniți, doamne iartă-mă, noaptea sau ceva de genul. Nu, cum adică nu? Cum adică nu? Bă, stai cam ciudat. Marius, e sigur că te descurci la montaj? Da, normal, dacă nu le iau pe tata, se descurcă el. Bă, cum adică, asta mi-a zis nu? Mașina de spălat e puțin mai specială. Cum adică e mașina de spălat puțin mai specială? Nu este fix ca aia de o aveam eu, dar e undeva pe acolo. Omoară tot ce se bagă în ea. Cum adică omoară tot ce se bagă în ea? Păi se bagă haine în ea, cum omori hainele mai exact. Așa că aveți grijă. Bă, nu știu, mi se pare cam dubios băiatul ăsta. La ce vă referiți? Haine? Da, dumneavoastră ce băgați în mașina de spălat, domnule? Nu haine? La bacterii? În mașina de spălat băgați haine? Da, adică spălăm hainele în mașina de spălat. Ha-ha-ha. Cum adică ha-ha-ha? Bă, băi și fete, am înțeles și cu voi. Domnule, la ce vă referiți? Cum adică ha-ha-ha, am înțeles și cu voi? La ce vă referiți? De ce a spus că tot ce se bagă în mașina asta de spălat moare? Doriți mașina sau nu? Sunt confuză și eu la fel. Nu știu, băi și fete, eu nu prea am încredere în băiatul ăsta. Adică voiam să iau mașina, dar nu știu, bă, voi să auzi ce zice. Bă, Magdalena, vină puțin. Stați două secunde să mă consult cu soția mea. Magdalena, vină două secunde. Auzi, Magdalena, bine? Deci, știu că mașina de spălat este la un preț foarte, foarte bun, dar eu am așa o chestie. Știi că ne-am mutat în orașul ăsta și aici există foarte, foarte mulți dubioși și te-am impresia că Irinel ăsta e unul dintre ei, adică ai văzut și tu cum vorbește. Vă rog, vreau să discut cu soția mea. Vino mai aici, Magdalena, vino mai aici, că ăsta e un dubios. Eu zic să nu intrăm în afaceri cu el. Magdalena, lasă că ducem rufele la mama. Lasă așa. Și lasă că cumpărăm alta. Cumpărăm una nouă. Aia îi dăm $300, dar nu știu, băi și fete. Eu deja m-am lămurit cu orașul ăsta de ciudați. Eu nu mai vreau să fac ceva. De ce nu vrei să o iei pe asta? Nu vreau, nu. Hai că e zilul ciudatul ăsta. Bă, să știți că am vorbit cu soția mea și m-am răzgândit. Nu mai vreau să iau mașina de spălat. Adică chiar nu ne pasionează, nu. Vă rog să vă dați din ușă. Vă rog să vă dați așa din ușă. Nu mai e cale de întoarcere. Pleacă-mă, Magdalena, hai să plecăm. Doamne, iartă-mă. Băi, ce se întâmplă? Bun, deci, mamă, deci asta a fost cea mai ciudată interacțiune pe care am văzut-o în viața mea. Deci, pe bune, asta a fost una dintre cele mai ciudate interacțiuni pe care le-am văzut în viața mea. Marius, ce? Chiar aveam nevoie de mașină de spălat? Lasă-mă, băi, voi ați văzut cum se comporta ciudatul ăla, men. Doamne, iartă-mă. Tu știi câte haine avem de spălat? Nu știi, păi nu știu, dar totuși, stai. Mamă, stai că ne blocarăm pe aici, e cam complicat pe aici. Lasă așa, Magdalena. Tu ne-ai văzut că trebuie să faci mai multe drumuri la mama ta. Lasă că cumpărăm noi una nouă. Doamne, iartă-mă. Bă, s-auzit la ăla că și că tot ce bagi în ea se omoară. Ce se omoară, mă, omule, taci din gură. Când, Marius, când ce? Bă, lasă-mă, Magdalena. Duc rufele astea la... Trebuia să o iei pe asta, că n-avea nimica. Degeaba n-avea nimica, ăla era un ciudat. N-ai văzut cine a zis? Nu, că vine o noaptea să vă montez, poftim. I-am zis că nu mai e cale de întoarcere. Da, dar ne-am uitat la ea și părea ok. Mă lași, Magdalena, nu. În niciun caz, mai bine cumpărăm una nouă. Și tu ai recunoscut că în orașul ăsta, și nu trebuie să te recunoști, că da, e normal, toată lumea știe, sunt numai ciudați. Și nu am vrea să avem de-a face cu ei. Ăla era unul din ei. Nu-mi pasă de o reducere de $200 la mașina de spălat. Nu are ce să aibă. Nu mă interesează. E o mașină de spălat. Da, e mașina de spălat. Dar ăla era un ciudat. Nu voiam să am de-a face cu el. Cine știe ce psihopat? Că sunt foarte mulți psihopați pe Facebook Marketplace, fraților. Cine știe? Știți că am tot auzit povești de-astea cu oameni care s-au dus acolo după aia. E urmărit, era doar $85. Lasă-mă, Magdalena, te rog, în pace. Hai să parchez mașina și după ne gândim noi ce o să facem. Poate o să spuneți, băi și fete, că sunt eu prea paranoic. Ia uite pe porcușor ăștia. Poate o să spuneți că sunt eu prea paranoic, dar zice să fiu cu voi. Eu zic că, bă, ăsta e adevărul până la urmă, știți? Aia sunt niște ciudați. Ia uite, Magdalena, ce drăguț. Bă! Magdalena, ce faci? Magdalena, de ce aveai cuțitul ăla la tine?
M-a enervat porcul, cum să te enerveze porcul? Magdalena? Mai e unul, Magdalena? Nu știu dacă astăzi este o zi ciudată, da? Sau pur și simplu am eu filme de-astea. Știți ceva, băi și fete, că o să mă duc înapoi să mă culc și o să vorbesc cu mama să duc hainele la spălat. Nu știu, mamă, băi, Magdalena avea un cuțit la ea tot timpul ăsta. Nu știu, mi se pare ciudat rău de tot. Aoleu, băi și fete, nu mai pot să dorm în casa asta. Deci acum aproximativ 30 de minute am încercat să mă bag la somn, însă tocmai ce am auzit-o pe Magdalena cum a țipat, bro. Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Am văzut că s-a comportat destul de ciudat azi dimineață. Nu știu dacă s-a supărat că nu am luat mașina de spălat, însă m-am zis nu mai vreau să am de-a face cu ciudații din orașul ăsta. Dar parcă am auzit-o că se ceartă cu cineva sau ceva de genul. Ia uite acolo, hopa. Câinele tău ne-a măcat din iarbă. Băi, stai, ce se întâmplă? Magdalena, iubire, ce se întâmplă? Cine e fetița asta? Ana? Nu am mâncat nimica. Stați puțin, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu e frumos, recunoaște. Vă rog, Magdalena, Magdalena scumpă, am mâncat... Ce s-a întâmplat? Abia m-am trezit, ce s-a întâmplat? Ești nebună? Calmează-te, bă, stați puțin. Am mâncat iarba din gard. Cine? Câinele? Câinele acestei fete? Păi și bă, Magdalena, ce mare chestie, Doamne, deci ai țipat? Ai țipat atât de tare încât m-am și trezit, m-ai și speriat. Puțin, e iarbă, exact, ce, Doamne, iartă-mă, te iei de copila asta. Și ce dacă nu e normal? Bă, Magdalena, calmează-te și tu puțin. Bă, a trecut pe aici, tu nu vezi câtă iarbă e pe aici, normal că a luat și el așa puțin. Recunoaște. Un cățel, uite ce mic e. Oh, ce drăguț e. Că nu e corect să mănânce din iarbă. De ce? Magdalena, stai puțin. Uite-te și la mine, te rog, băgăm și pe mine în seamă. Magdalena. Bă, Magdalena! Magdalena, nu! Magdalena! Magdalena! Bă, nu! Bă, Magdalena! Bă, eu mănânc câinele! Sunteți nebun! Sun la poliție, știu unde stați! Bă, stai! Sună, hai! Câinele e de vină! M-a enervat câinele, Marius. Bă, Magdalena, ce, Doamne iartă, m-a fost asta? I-ai ucis câinele fetiței? Ce, Doamne iartă-mă, am mușcat din iarbă, păi și ce, Magdalena, ce mare chestie că am mușcat din iarbă, e o tonă de iarbă pe aici. Ce mare chestie, nu trebuia să-l omori acum, o să sună la poliție, o să vină poliția aici. Iarba de la noi din fața casei. Și ce? O să vină poliția acum. Mamă, men, Doamne, iartă-mă. Pă, Magdalena, ai luat-o razna? Ce se întâmplă? Lasă-mă în pace. Pă, fraților, ce se întâmplă cu Magdalena? Magdalena, dar tu ce ai? E supărată sau ceva? De ce ai făcut chestia asta? De ce ai ucis câinele acelei fetițe? Efectiv, Marius m-a enervat, nu înțelegi? Dar sigur nu te-a enervat altceva, adică văd că ești destul de nervoasă încă de azi dimineață, de când am ales să nu luăm mașina de spălat al lui ciudatul ăla. Adică te comporți foarte, foarte ciudat de atunci, adică n-am venit de la ăla. Nu. Păi da, bă, Magdalena, dar tu rezist că acum o să vină polițistul, o să ne dea amendă. N-ai cum. Păi ok, am mâncat din iarbă, dar tu n-ai dreptul să omori câinele. Ai ucis câinele. Și avem și... cum îi spune, era pe proprietatea noastră, da, am înțeles, dar gen, pe lângă chestia asta există și camere de supraveghere de peste tot și putem, na, adică dacă chiar vine poliția să investigheze sau ceva, ia uite băi și fete, că a venit poliția, mamă, stai să parcheze, să vină aici, nu știu, Marius, nu e vina mea, hai să explicăm asta lui domnul polițist, când o să zic lui domnul polițist o să zică, păi voi sunteți proști, ce domnule te-am s-a întâmplat. Bună ziua, domn polițist, probabil v-a sunat o fată, nu? Și v-a zis că s-a întâmplat ceva ciudat. Să știți că este adevărat, Magdalena a ucis un cățel, noi recunoaștem, ne recunoaștem fapta. Nu este adevărat, cum adică, bă, Magdalena, sunt camere de supraveghere pe aici, a făcut ce? Magdalena, încearcă tu măcar să-i explici lui domn polițist care-i treaba, încearcă să-i explici, a mâncat din iarbă. Deci, domnul polițist, eu nu știu ce se întâmplă cu soția mea, dar și că cățelul a mâncat din iarbă, i-a ieșit afară, a început să se cite cu fetița aia și după a ucis cățelul și m-a lătrat.
Așa ceva se pedepsește penal. Păi normal, n-ai cum să omori. Haideți în mașină să mergem la secție. Mamă, Magdalena, bă, dar nu puteți să-ți controlezi nervii, Doamne, iartă-mă. Cum să omori, bă? Cum să omori, mă? Câinele. Doamne, man, hai să mergem. Bă, pe bune, că e ciudat rău de tot. Nu e vina mea, bă. Da, Magdalena, cum să fie vina câinelui? El a mâncat și el acolo niște... A mâncat din iarbă. Taci, Doamne, man. A mâncat din iarbă. Păi, da, mă, dar e un câine, normal că... De unde se știe el că n-are voie să mânce din iarba aia? Și nici măcar n-a mâncat, probabil l-a luat așa și el în gură, că nu cred că... Nu prea mi-aduc aminte să fi văzut un câine care zici că... Cum îi spune, mâncă multă iarbă. Probabil l-a luat și el așa în gură, mai enervat. Bă, băi, și fete, eu chiar nu știu ce se întâmplă cu Magdalena. Adică de când a venit de acolo, bă, nu știu, parcă de când am fost la ăla, se întâmplă chestii ciudate, ești nebun. Domn polițist, dumneavoastră, de ce ne-ați adus aici? O să ne luați o declarație sau ceva de genul? Sau de ce? Că vă spunem direct ce s-a întâmplat, că a fost foarte simplu totul. Hai să mergem, Magdalena. Dubios, rău de tot. Pentru declarații adiționale, ok. Păi, na, întrebați-ne ce s-a întâmplat, că întrebați-ne ce detalii aveți nevoie. Că noi vă spunem tot. De la început... Ce s-a întâmplat? Păi, cum zice, eu dormeam, am auzit-o pe Magdalena că se ceartă cu cineva afară și din câte am înțeles, ați înțeles și de la ea, era un câine care a intrat în iarba noastră, nu știu, a mușcat din ea și Magdalena s-a enervat și a ucis cățelul. Cam asta e toată povestea. Atât? Da, știu că pare foarte, foarte ciudat, dar da, cam asta e toată povestea. A mâncat iarba câinele. Bă, Magdalena, nu contează că a mâncat iarba. Ai luat-o razna. Cum să-mi pu... Doamne, iartă-mă. Băi, pe bune. Magdalena și... Așa ceva se face? E un câine? Am nervi. Domn polițist, deci nu știu, vă rog, bănesc că trebuie să faceți o investigație sau ceva de genul. Să știți că o să plătim amendă, o să plătim toți. Mă investigam și pentru mai multe urme și indicii, da. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Acum suntem liberi, putem pleca acasă, dar va trebui momentan să vă dăm o amendă. Doamne, iartă-mă. În valoare de cât? Cât o să fie amenda? Domn polițist, v-am spus, puteți să ne ziceți cât e amenda, noi o să o plătim, o să facem ceva, dar Magdalena, eu nu înțeleg de ce nu e corect. Spuneți-ne, vă rog, amenda este în valoare de 500 de dolari. Hai mă, Magdalena, mă enervează. Domn polițist, haideți că noi o să mergem acasă. Aveți, ok, o să plătim, hai la revedere. Magdalena, vină pe jos, n-avem ce să facem. Lăsați, domn polițist. Bă, Magdalena, ai luat-o razna? Ce se întâmplă cu tine? Unde e mașina ta? Păi am venit cu mașina lui domn polițist. Cum adică, unde e mașina mea? Doamne, iartă-mă, băi, eu nu știu ce se întâmplă cu Magdalena, fraților. Hai să mergem acasă. Bă, parcă a luat-o razna de azi dimineață. Fraților, am încercat să repar mașina de spălat, însă desigur, fără niciun fel de rezultat pozitiv. Adică dacă dau click dreapta, nu se întâmplă absolut nimic. Ați văzut când am mers la ciudatul ăla, s-a deschis meniul unde îmi spunea trebuie să pun săpun, trebuie să pun detergent, trebuie să pun rufele. Asta nu funcționează, habar n-am de ce. Stați două secunde că... Bă, ia să-ți două secunde că abia acum mi-am dat seama că Magdalena cred că nu e acasă. Bă, voi ați văzut cum se comportă Magdalena? Bă, se comportă... Bă, se comportă ciudat rău de tot și nu e niciunde. Băi, alo? Ia stați două secunde, poate... Nu e nici afară, este poate în curte. Băi, eu nu știu ce are Magdalena, fraților, parcă de azi dimineață, de când am mers la Irinel ăla. Ok, nimica pe aici. Băi, stai. Se întâmplă ceva, cred. Ce-i chestia asta? De la Magdalena! Am luat cuțitele și am plecat. Zi frumoasă. Poftim. Aici erau niște cuțite. Bă, băi și fete. Bă, ce se întâmplă cu Magdalena? A luat-o razna. A nebunit? Nu, ia stați două secunde că eu cred că va trebui să mă duc la poliție. Cred că fix acum, băi și fete, va trebui să mă duc la poliție. Deci, pe bune că se întâmplă ceva ciudat rău de toți. Și, da. Cred că trebuie să merg la poliție. Nu știu, s-o dau un urmărire sau ceva de genul. Bă, apar n-am ce s-a întâmplat cu ea. Trebuie să o ducem la doctor. Trebuie să discut cu doctor Barbă, fraților. Dar v-am spus, astăzi am liber de la muncă. Și de câte am înțeles, doctor Barbă nici nu e în asta în oraș. Dar lăsați că mă duc la poliție și după o să mă duc în laboratorul doctor Barbă să văd dacă îl găsesc acolo. Dar eu nu înțeleg ce se întâmplă, fraților.
de ce Magdalena se comportă așa de ciudat? Adică pentru mine cel puțin n-are niciun sens. Așa deodată a luat-o razna, parcă ești bun. Deodată a luat-o razna și începe să se comporte așa. Adică, na. Ați văzut că și domn polițist e foarte confuz. Hai că acum o să zic că a plecat de acasă și mi-a lăsat mesaj că a luat toate cuțitele. Să facă ceva, nu știu, să o dea în urmărire sau ceva de genul ăsta, să parcheze aici rapid. Domn polițist? Bună. Bună ziua, domn polițist. Am o problemă foarte, foarte mare. Magdalena tocmai ce a plecat de acasă și mi-a lăsat un mesaj cu am luat toate cuțitele și zi frumoasă sau ceva de genul. Domn polițist, soția mea a luat-o razna. Unde a plecat? Habar n-am. De-aia am zis să vin să o dați în urmărire sau ceva de genul, pentru că, bă, de azi dimineață se comportă așa ciudat. Habar n-am de ce. De ce se comportă atât de ciudat? Ce a făcut-o? Din păcate nu pot să fac asta. De ce, domn polițist? Dați-o în urmărire. Dați-o dispărută. Vă rog eu. Na, dispărut de vreo oră. Știu că procedeul e să dispară de 24 de ore, nu? Asta e procedeul. Trebuie să nu mai fi văzut nimeni de 24 de ore. Dar nu știu, domn polițist. Dar totul e foarte ciudat. Doamne, iată, lăsați că o să mă duc eu. O să mă duc eu, băi și fete, să văd dacă o să pot să găsi ceva. Nu știu, să vorbesc cu doctor Barbă, man. Ba, Barnam unde s-a dus, ești nebun, și a zis că... Deci au omorât porcii, au omorât cățelul acelei fete. Gen, cine știe ce, doamne, iartă-mă, o să mai facă. Frate, ești nebun, dar nu înțeleg ce are, man. Adică e ceva a pus stăpânire pe creierul ei. Dacă stăm să ne gândim, că ea nu se comportă așa. Magdalena niciodată n-a fost așa, man. Oare despre ce e vorba? Am putea să ne dăm seama numai dacă ar fi doctor Barba aici la laborator și aș putea să discut cu el ceva de genul, nu știu, man. Doamne, ia stai să văd. Dacă doctor Barba ar fi aici și aș putea să discut cu el, poate am putea să mergem să o găsim pe Magdalena și să vedem ce are. Dar văd că nu e aici, ok, bun. Da, totul e gol, după cum puteți vedea. Doctor Barba nu e aici. Bă, dar ce s-a întâmplat cu ea azi dimineață, man? Adică azi dimineață, de când am mers la Irinel ăla... Oh! Și dacă i s-a întâmplat ceva acolo la Irinel ăla... Bă, fraților! Magdalena azi dimineață a băut apă de la ciudatul ăla. Și dacă apa pe care a băut-o o influențează sau ceva de genul, că eu n-am băut. Bă, nu mai știți! Bă, azi dimineața se comporta foarte, foarte normal. Și acum, dacă stau să mă gândesc, bă, de când a băut apa aia, a luat-o razna. Ia să mă duc eu... Să mă duc eu la Irinel ăla și dacă e acolo Magdalena. Și dacă nu e acolo, cred că o să le iau pe ăla la întrebări. Haideți că am ajuns în partea asta a orașului, băieți și fete. Asta e casa lui Irinel. Hai să vedem. Ia stați două secunde, uite, să parchez. O să parchez mașina aici să nu mă vadă dacă cumva e acasă. Nu știu, să mă duc și o să-l întreb dacă știi ceva de Magdalena sau poate Magdalena chiar e aici, cine știe. Ia vedeți că e cineva acolo. Băi, asta e, văd două nume. Irinel, ia. Ești prima recrutată, cu cine vorbește? O să ucidem tot orașul. Cu Magdalena, oh my god! Cum adică e prima recrutată și o să ucidă tot orașul? Magdalena, ești pregătită? Băi, stai! Da! Bă! Planul începe acum! Cum adică planul începe acum? Bă, ce se întâmplă? Mamă, bă, stai! Bă, ce se întâmplă? O să nu mă vadă! Mamă, vino! Bă! Mamă, ia stai două secunde, băi, și fete, să nu mă vadă ăștia! Uite, unde se duc, bro? Cum adică să ucidem pe toată lumea, să ucidem tot orașul? Mamă, băi, și fete, trebuie neapărat să-l chem pe domn polițist. Mamă, stai să iau mașina și să mă duc rapid la secție. Cum adică, fraților? Cum adică Magdalena e prima recrutată? Bă, ăla i-a băgat ceva în băutură și acum o controlează. Ce ne facem? Voi ați văzut aia, băi și fete? Bă, ăsta vrea să o folosească pe Magdalena ca și criminal, înțeles? Sau ce vrea să facă? Doamne, stați puțin, deci neapărat trebuie să merg cu domn polițist acolo și să facem ceva. Trebuie să merg cu domn polițist acolo. Bă, mă, dar, băi, el arăta așa ca un doctor, dar și dacă e un savant ca și doctor Barbă, man. Poate să fie aceeași chestie cum îl chema fraților pe ăla, pe Dr. Ken. Doamne, iartă-mă, ia stați. Domn polițist, bună ziua, bună Marius. Domn polițist, deci am o veste foarte, foarte nașpa. Trebuie să veniți cu mine. Veniți cu mine la mașină, nu pot să vă explic mai multe. Cum îi spune, știți ce s-a întâmplat astăzi cu Magdalena, nu? Ați văzut că a luat-o razna.
Noi azi dimineață am fost în cealaltă parte, știu doar de câine, da. Deci azi dimineață noi am fost în cealaltă parte a orașului, da. Am fost în cealaltă parte a orașului să vedem de o mașină de spălat. Am fost la un om de ăsta dubios, abar n-am. Ideea e că azi dimineață omul ăla i-a dat lui Magdalena să bea ceva și eu cred că de la chestia aia Magdalena a luat o razna. Și după cum v-am zis, Magdalena acum a fost dată dispărută și eu am văzut-o la casa lui omul ăsta, chiar acum mergem acolo, și vorbea cu el despre ceva, că ea a fost recrutată și că urmează să ucidă tot orașul și că să fie pregătită de plan, nu știu ce. Trebuie neapărat să mergem la ăsta acasă să vedem dacă găsim ceva acolo. Doamne iartă-mă, deci domn polițist, trebuie să faceți, deci Marius trebuie să fim pregătiți atunci. Îl cheamă Irinel. Deci după ce ne uităm aici, să luăm pe sus dacă e adevărat Irinel. Zici, da, dar nu știu dacă acum mai e acasă, că am văzut că s-a dus cu Magdalena nu știu unde. Dar dumneavoastră, nu știu, să căutați în bază de date dacă găsiți ceva despre el. Dar stați să mergem la el acasă, băi, și vedeți, să vedem dacă găsim ceva. Că nu știu, pe bune, mi se pare super suspect ce se întâmplă. Mi se pare extrem de suspect. E sigur, totuși Magdalena se comportă foarte ciudat. De la el e 100%, vă spun, azi dimineața a băut apă. Dar nu știu, men, cum putea ăla, că la n-are laborator, men, să facă substanțe să bage în apă. Ia apă, Mariu, stați două secunde. Uite, hai că nu-i nimeni. Dar la ce oameni sunt aici, hai să intrăm înăuntru să vedem dacă găsim ceva suspect. Deci... Uitați-vă, domnul polițist, să nu ziceți că v-am mințit. Asta era mașina de spălat pe care voiam să o cumpărăm. Însă ideea e că, uite, el a pus apă de la dozatorul ăsta și a dat lui Magdalena. Eu nu vă recomand să luați de acolo, dar aici nu văd nimic. Hai să mergem sus. Nu știu, poate găsim ceva aici. Cameră de oaspeți, nu prea văd. Bă, ce e aici? Oh my god! Domn polițist, ăsta are dita mai laborator. Ok, băi, bun. Acum, băi, și fete, cum era, domn polițist? E doar apă, nu? Ăsta are dita mai laboratorul la el în casă. Trebuie confiscate, da, observ. Doamne, iartă-mă, ce-s astea? Oh my god, băi, și fete, mă simt ca în laborator la doctor Barbă, numai că omul ăsta... Bă, cred că omul ăsta are un plan malefic, domn polițist. Trebuie să investighez tot, Marius. Doamne, bă, uitați-vă ce are aici, man. Are și un pad ăsta de spital. Deci ce, doamne iartă-mă, se întâmplă? Domn polițist, eu zic să plecăm cât mai rapid de aici. Văd eu care-i treaba cu omul ăsta ciudat, da. Deci vă rog, haide să plecăm de aici, că se întâmplă ceva super, super ciudat. Și după, nu știu, nu vreau să dăm de el. Deci v-am spus, el i-a spus Magdalenei că, bă, ești prima recrutată și că urmează să ucidem tot orașul și dacă ești pregătită și că planul începe acum. Deci nu știu, haideți că o să vă las la secție, domn polițist, și după eu o să mă duc acasă. Trebuie să ne grăbim neapărat, men, nu știu, mamă, băi, și fete, o să dau un mesaj și lui doctor Barbă, nu știu, habar n-am, trebuie să facem ceva. O să fiu cu mașina de poliție să verific mai mult, vă rog, și să căutați informații despre Irinel ăsta, că, pe bune, habar n-am cine e. Fraților, a trecut vreo oră și în continuare nici urmă de Magdalena, n-am primit niciun semn nici de la domn polițist, dar am primit un mesaj de la doctor Barbă care îmi spune: am înțeles, Marius, în 15 minute o să ajung înapoi în oraș, că am avut niște treabă, ne vedem la laborator. Bun, perfect, deci probabil doctor Barbă o să salveze situația. Bă, dar mă întreb ce, doamne iartă-mă, face Magdalena acum? Și băieți și fete, fiți atenți, m-am gândit la o chestie. Pe lângă faptul că viața Magdalenei în momentul de față este într-un pericol foarte, foarte mare, gândiți-vă că și libertatea ei e într-un pericol foarte mare, pentru că și dacă ăla o influențează să omoare pe cineva, după o să intre la închisoare, men, doamne iartă-mă, o să se întâmple. Și ce zic, au venit copiii de la școală instant, i-am trimis la bunici, m-am întrebat unde e Magdalena, am încercat să ignor subiectul, ideea e că nimeni nu știe nimica, numai eu, Magdalena și domn polițist. Și chiar acum o să mă duc și eu la secție să văd dacă domn polițist a aflat ceva despre omul ăla. Din câte am înțeles, nu s-a mai dus înapoi la el acasă, a vrut să fac așa un fel de research, să vedem dacă a găsit ceva despre el, men. Doamne iartă-mă, deci Răzvan și Izabela erau foarte panicați, vă dați seama. Doamne, men, eu nu înțeleg cum poate să se întâmple chestia asta. De ce omul ăla vrea să ucidă tot orașul? Ați văzut că într-un fel ăsta era planul lui. I-am zis lui doctor Barbă, nu știu, doctor Barbă poate să o aducă pe Magdalena la normal, dar prima dată să o găsim, că nu știm unde e. Știi ce zic? Adică asta e ciudat rău de tot, men. Dar stați să merg la secție și să faci ce îmi zice domnul polițist. Sper că e aici, men, că nici măcar n-am vorbit cu el. Da, uite că e aici, e întotdeauna la datorie. Domn polițist, bună ziua, ați mai aflat ceva despre Irinel ăsta? Eu în continuare n-am aflat nimica de Magdalena, nimica. Da, avem mai multe informații, uite. Hopa. Eu astăzi, băi și fete, că am aflat mai multe informații despre Irinel, ia.
Prezența în Blocky City a criminalului chimist Rinel. E un chimist? Mamă, băi și fete. Autoritățile din Blocky City au fost alertate cu privire la prezența în oraș a chimistului criminal Rinel, căutat de 3 ani. Băi, eram sigur. Băi, eram sigur că e ceva neregulă la anunțul ăla de pe Facebook Marketplace. Căutat de 3 ani pentru infracțiuni grave legate de manipularea substanțelor chimice și controlul minții. Se pare că scopul său malefic este să creeze o armată de criminali în serie, manipulând mintea victimelor sale prin intermediul substanțelor chimice pe care le administrează. Conform informațiilor obținute, Rinel își atrage victimele prin intermediul anunțurilor postate pe Facebook Marketplace, oferind diferite produse sau servicii. Atunci când victimele răspund la aceste anunțuri și ajung în locuința sa, Rinel le servește cu un simplu pahar de apă care, în realitate, conține substanțe chimice periculoase. Mamă. Mamă, păi și ce facem, băi și fete? Ce? Domn polițist, ce ne facem? Trebuie să o găsim pe Magdalena, habar n-avem unde e. Doamne, iartă-mă. Mergem să vedem? Hai să mai cercăm. Da, hai. Da, hai, hai, hai. Veniți cu mine. Hai să mai cercăm, băi și fete, să mergem la ăla acasă, să vedem dacă găsim ceva. Doamne, men. Băi, eram sigur. Băi, eu l-am văzut că are hala, dacă credeam că e doctor sau ceva de genul. Dar trebuia, doamne, domn polițist, cred că e doar vina mea. Trebuia să-mi dau seama că e ceva neregulă cu anunțul ăla. Am pistolul la mine în caz de ceva. Doamne, men. Doamne, iartă-mă, mamă, deci nu-i bine, nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc, fraților. Trebuie să avem grijă, pe bune că trebuie să avem grijă. Pe bune că trebuie să avem grijă. Doamne, bă, dar era clar că e ceva neregulă. Era clar că n-avea cum să fie o mașină de spălat aia bună, $100 și că e ceva țeapă. Dar mă așteptam să fie o țeapă de tipul... na, mașina pare nouă, dar de fapt e vai de capul ei. Nu o țeapă de tipul ăsta. Măcar îi știm planul în mare parte. Îl putem opri. Da, dar trebuie să oprim și pe Magdalena, bro. Trebuie să oprim și pe Magdalena. Trebuie să facem ceva, fraților. Nu știu, man. Haideți că o să vedem la el acasă, să vedem dacă e acolo cu Magdalena. Sperăm să nu se întâmple nimic. Ideea e că domn polițist, cum mi spune, stați puțin. Dacă Irinel e acolo, nu trebuie să-l arestăm. Trebuie prima dată să o recuperăm pe Magdalena, da? Deci dacă e acolo, nu-l arestați sau ceva, da? Deci chiar dacă e acolo și face prostii, o să ne preface că nu-l vedem pentru că trebuie să... Dacă e și Magdalena acolo, mergem! Mergem și îl arestăm pe nenorocit, dar dacă nu o să facem chestia asta, hai să parcăm mașina aici. Haideți, domn polițist, hai să mergem să vedem dacă e acolo. Oh my god! Sau? Nu l-am văzut. Ba da, e sus, e sus! Veniți aici, domn polițist, veniți aici și doamne iartă-mă zice. Ia vedeți. Stați că zici ceva. Nu se poate așa ceva. A fost cineva aici. Mamă, s-a prins că a fost cineva aici. Dar cum și-a dat seama că nu am luat nimica? Planul trebuie să înceapă acum. Ce plan? Ce, doamne iartă-mă, plan? Despre ce vorbește? Și unde-i Magdalena, bro? Magdalena nu e aici, fraților. Trebuie să o trimit pe Magdalena, pe Magdalena la secție acum. Cum adică să o trimită pe Magdalena la secție? Adică Magdalena să facă o crimă la secție? Domn polițist ăsta vrea să înceapă crimele? Poate să mă moare pe mine. Nu-i bine. Hai să plecăm. Nu. Nu, trebuie neapărat să o găsim pe Magdalena. Domn polițist, dumneavoastră, mergeți la secție. Haideți că o să vă las eu acolo. Mergeți la secție. A zis că o trimite la secție. Da, dumneavoastră, mergeți acolo. O aștept și am grijă să nu facă ceva rău. Exact, vă rog, nu știu, să chemați și trupele SOS sau ceva de genul, să aveți protecție și să încercăm să o ținem sub control pe Magdalena. Și vă spun încă de pe acum, dacă cumva ea o să încerce să facă ceva rău, să vă gândiți că nu e ea asta. E ceva la mijloc, nebunul ăsta i-a făcut ceva. Nu e ea, da, mă, nu știu, am înțeles. Dumneavoastră, duceți-vă, adică o să vă las eu la secție și eu o să mă duc... Mândeam că n-ar face asta cu cățelul, da, exact. Și o să mă duc undeva, că am niște treabă, să spunem așa. Bun, băieți și fete, l-am lăsat pe domn polițist la secție și acum o să mă duc la laboratorul lui Dr. Barbea, pentru că probabil a ajuns, a zis că o să fie în 15 minute acolo și au trecut de mult 15 minute. Eu i-am explicat lui care-i treaba și care-i ideea cu Irinel ăsta, dar nu știu, bănesc că trebuie să punem un plan la capăt ca să... Na, ca să o readuce pe Magdalena la viață. La viață pe bune, că acum nici măcar nu e viața ei. Doctor Barbă?
Doctor Arbă, deci v-am spus la telefon care-i treaba. E vorba de Irinel ăsta, adică... Da, Marius, cum adică? Îl știți? Îl știți pe Irinel ăsta? Ideea e că am auzit de la... Da, îl cunosc. Îl cunoașteți? Ok, având în vedere că e un criminal chimist nebun ca și dumneavoastră, nu mi se pare mare chestie. Ok, păi și spuneți-ne care-i planul? Cum o recuperăm pe Magdalena? V-am zis, a băut ceva, a băut o apă și a luat o razna. Și acum ăsta vrea să o folosească ca să fie ceva criminal în serie, habar n-am. Știu eu care e planul, dar spune ce s-a întâmplat exact. Deci ideea e că, na, nu prea contează detaliile, dar ăsta i-a dat să bea ceva. Și de când a băut, niște apă, pur și simplu. Avea ceva substanțe în apă aia, bănuiesc. Și de atunci, efectiv, vrea să ucidă tot ce prinde. Magdalena a ucis un câine, a ucis un porcușor, de fapt, doi porcușori și... Pare că vrea să o facă criminala lui, habar n-am, trebuie să facem ceva. Știu eu ce să facem, Marius. Ok, păi hai. Haide să sară planul. Ok, băi și fete, hai să vedem ce plan are Dr. Barbă. Dr. Barbă, mă speriați puțin. Mi-a zis că aveți un plan, dar nici măcar nu v-am zis toate detaliile problemei. Adică doar v-am zis de Irinel, ciudatul ăsta, care cică, la fel ca și dumneavoastră, un savan nebun. Păi și cum o să putem să-l prindem pe fraierul ăsta și să o readuce pe Magdalena la normal, că... Practic asta contează cel mai mult. Pe mine nu prea mă interesează să-l prinde pe el. Da, Marius, crede-mă că știu cum funcționează lucrurile în orașul ăsta. Ok, păi atunci spuneți-mi și mie care e planul, gen. V-am zis că vrea să meargă. Am pus în ser în pistolul ăsta. În ce pistol? Ia, arătați-mi. O zis că vrea să meargă să-l ucide pe polițist. Și voi trage în Magdalena, mamă, ce-i pistolul ăla. Ok. Și o să-și revină la normal. A, doar atât? Mamă, ok, Dr. Barbă, și după chestia asta, da, trebuie să-i prindem. Ok, păi hai să mergem la ea acasă și după asta, mamă, să vedeți ce o să-i facem noi lui Irinel ăla. Ăla nu scapă nepedepsii, nu-i așa, Dr. Barbă? Bă, bune, bă, fraților, bă, voi vă dați seama ce a făcut. Da, uitați-vă că Dr. Barbă vine întotdeauna în ajutor. V-am zis că planul lui Magdalena este să meargă și să-l ucidă pe polițist. Adică nu e planul ei, Doamne iartă-mă, nu. Efectiv, ăla o influențează. Dar auziți, dumneavoastră a zis că îl cunoașteți pe Irinel ăsta. Așa nebun a fost întotdeauna? Adică din câte văd eu aici are un plan să ucidă pe toată lumea din oraș. Nu-ți pot zice. Foarte mulți oameni ciudați în orașul ăsta. Da, observi, da, știu. Păi să vă spun, zice Dr. Barbă, eu nu v-am zis toate detaliile, dar eu prima dată când am văzut pe băiatul ăsta n-am mai avut să am nicio legătură cu el, că mi-am dat seama, băi, și vede că e ciudat. Știți că au zis că în mașina de spălat orice bagi o să moară și dacă vreau, o să vină el noaptea să monteze mașina de spălat. Băi, omule, ce să faci tu, Doamne iartă-mă. Am înțeles, e nebun rău de tot. Bun, deci Dr. Barbă, ideea e că haideți prima dată, cum îi spune, dacă ar fi Magdalena acolo cu Irinel, să spunem, da, mamă, dacă nu e, va trebui să o căutăm pe Magdalena pe acolo, că trebuie să fie pe undeva pe acolo, să urmărim pe Magdalena și gen, ăsta să nu știe că noi o să le facem pe Magdalena și după să-l prindem, nu știu, să se ducă Magdalena și să-i facem ceva. Bănuiesc, doctorul, că aveți nevoie de un subiect la laborator, nu? Să faceți niște experimente. Eu zic că ăsta, ai armă la tine? Nu. Nu, eu n-am nimica. Eu n-am nimica. Dar bănuiesc că lui Dr. Barbă i-ar prinde bine un subiect nou pe care să facă niște experimente. E bine, Marius, să-l prinzi singur înseamnă. Bun. Păi ideea, deci hai să vedem care-i treaba și să vedem care-i planul lor. Ideea e că ți-am zis, vor să atace secția de poliție. Ok. Poliția a anunțat-o? Da, poliția știe că am fost cu două polițiști pe aici. Voi v-ați împreferit, nu mai e problemă de asta. Bun, deci fiți atent. Iar, da. Eu, da, iar cu poliția. O să las asta aici. Hai să vedem dacă ăștia sunt acasă, bro. Bă, momentan nu văd nimica. Opa, da, ia uite-i. Ia vedeți, Dr. Barbă, stați puțin. Uite, Irinel. Uite, Magdalena zice, e simplu. Ce e simplu? Stai că nu înțeleg. Ce poate să fie simplu? Crede-mă, e foarte clar. Iau cuțitul. Mamă, cred că... Bă, ia uite și mașina asta. Și-l înjunghi pe polițistul ăla. O să vezi. Mamă. Dr. Barbă, dați-vă în spate. Dați-vă spate că cred că o să meargă. Sunt gata să fac asta. Abia aștept. Mamă. Nu. Dr. Barbă, veniți cu mine la mașină. Trebuie să mergem în urmărire. Trebuie să mergem în urmărire și să nu o lăsăm pe Magdalena să facă chestia asta. Veniți cu mine la mașină. Și stați două secunde că tare am impresia că Magdalena o să vină și o să ia mașina aia. Că te-ai pus acolo în față. Stați puțin să... Păi haide după ea. Păi stați să pornească. Stați să nu ne vadă aici. Stați să pornească. Ia vedeți că a pornit.
Mamă, stați, doctor Barbă, stați puțin. E bine că e singură. Păi normal, mă, că ăla nu se bagă. Ok, stați, băi și fete, să treacă pe acolo. Ok, a trecut, acum mergem încet. Haide, bun. Deci trebuie să mergem la secție. Mamă, și după ce o reîntoarce pe Magdalena la normal. Stați să nu ne vadă. După ce o reîntoarce pe Magdalena la normal, să vedeți ce-i facem lui nenorocitul ăla. Îl luăm, îl răpim și o să vadă, îl prindem și pe ăla. Da. O să vadă el. Ia să-ți două secunde pe aici, să nu facem vreo prostie. Dar nici să nu pierdem pe Magdalena. Ok, unde e? Unde? Stați. Uite acolo, bun. Doctor Barbă, hai să mergem și să o transformăm la loc. Ok, băieți și fete, imediat o ajunge pe Magdalena. Doctor Barbă, să fiți pregătiți să trageți. Cum a ieșit din mașină, am și tras. Mamă, și domn polițist e la secție și nu-i nimeni aici. Doctor Barbă, taceți! Nice! Magdalena, scumpo! Ești bine? Magdalena? Magdalena, ești bine? Ce se întâmplă? Bun! Și a revenit. Domn polițist, v-am salvat. Magdalena, știți că a venit să vă omoare. Ideea e că doctor Barbă, știu că nu prea îl suportați, dar v-a salvat. Dar acum nu. Cum zice? N-avem timp de discutat. Toată lumea la mașină să merge să luăm pe nenorocitul ăla. Doamne, iartă-mă. Bă, câte probleme ne-a făcut omul ăla. Veniți toți. Doamne, iartă-mă. Nu ține nimic. Magdalena, scumpo, nu știu dacă îți mai aduce aminte, însă azi dimineață noi am vizitat-o, cum zice, să cumpărăm, de ce am un cuțit. Lasă-mă să-ți explic. Când am mers azi dimineață să ne uităm de mașina de spălat, știi că tu ai băut dintr-un pahar cu apă de la un nenorocit ăsta și de atunci probabil cred că ți-ai pierdut memoria și ideea e că a pus stăpânire pe tine, te-a nebunit, ai omorât un câine, avem de plătit o amendă de $500, un savan nebun, wow, nu pot să crezi. Bă, băi și fete, e foarte, foarte bine că ne-am revenit, dar acum o să mergem să-l arestăm. Domn polițist, sper că sunteți pregătiți și că nu sunteți supărat că l-am băgat pe doctor Barbă în toată chestia asta, adică na. Știu că voi nu prea vă înțelegeți, dar na, trebuie să fiți prieteni, mai ales când e vorba de genul ăsta de situații, știi ce zic? Hai să vedem, mamă, să vedeți ce am. Domnul polițist, văd că e cam supărat. Bun, hai să mergem aici, fraților. Deci o să-l arestăm pe ăla. Nu știu ce să zic, doctor Barba, aveți și pistol normal la dumneavoastră? Da, perfect. Eu nu știu ce să zic de barbă. Nu înțeleg nimic. Magdalena, scumpo, lasă că o să-ți explic eu. Hai să mergem să-l arestăm pe nenorocitul ăla de Irinel. Mamă, băi și fete, ne-a făcut numai probleme. Pe bune că ne-a făcut numai probleme. Doamne, iartă-mă. Uiteți-vă aici, e casa lui. Nu-mi spune, nu. A plecat. Bă, ia stați puțin. Domn polițist, ia veniți până sus. Bă, ia stai. Bă, a plecat și a luat toate alea. Și-a luat toate instrumentele! Doamne, iartă-mă, ce ne facem? Credeți că... Și eu aveam nevoie de ele, doctor Barbă, terminați. Și credeți că... Nu putem să o lăsăm așa. Credeți că a plecat de tot din oraș? Sau că o să se mai întoarcă? Doamne, iartă-mă, ce om!